exemplar din rasa Furioso North Star și un cal de sport românesc, s-au numărat printre vedetele de anul acesta expoziției Timagralim. Cele două exemplare sunt proprietatea depozitului de armăsari Arad, singurul din vestul țării care se ocupă de ameliorarea structurii de rasă din sectorul privat prin montă gratuită. Avem deosebită plăcere să fim prezenți la această expoziție zootehnică. Am prezentat doi armăsari din rasa caldă de sport românesc și un Furioso North Star. Expoziția este deosebit de frumoasă, sunt exemplare deosebite în diverse rase și unitatea noastră, la rândul ei, fiind depozit de armăsari, are în efectivul ei toate rasele autohtone, cuțul ardenez, semileu lipițan, cal de sport românesc, arab, tot ceea ce se crește în România. Ca specific avem ameliorarea structurii de rasă în sectorul privat. Munta este gratuită, fiind subvenționată de stat. Este un procedeu care vine în ajutorul particularului să încurajeze creșterea calului de rasă, bineînțeles, pentru că viitorul calului nu va fi cel pentru muncă, numai pentru sport și agrement. Sunt solicitări? Sunt. Deocamdată nu la ceea ce ne așteptam noi, la un nivel foarte ridicat, dar se pare că totuși lumea începe să devină interesată de această specie de cai și din ce în ce mai mulți. Și tocmai asta vă spuneam, că accentul se va pune și se pune deocamdată pe sport, ceea ce e bine totuși, că mecanizarea a luat locul cailor. Aveți exemplare care participă la competiții? Sigur că da. Noi avem ca și activitate ecvestră săriturile peste obstacole și atelajele de doi cai. Am participat în numeroase concursuri naționale și internaționale cu rezultate foarte bune. Poți închiria cai de la... Sigur că da. Pentru agrement, contra cost, cu ora, mă rog, pe ce perioadă dorește, se poate închiria, sigur că da. Cât costă? În funcție de pretențiile solicitantului, pentru că sunt începători, novici în ale călăriei sau sunt avansați care vor să facă lucruri mai deosebite, să sară obstacole sau, mă rog, atunci în funcție de pretențiile pe care le are solicitantul, tarifele sunt așa măsură. E costisitor îngrijirea cai? Nu este ușor, nu este ușor, ca și orice animal are pretențiile lui, deci evident, o furajare corespunzătoare, intervine medicația, ortopedia copitelor care se face periodic, toate presupun cheltuieli. Deplasări la concursuri, mă rog, taxe, se adună. Baza furajerului aveți asigurată? Da, la efectivul care îl deține depozitul de armăsarilor actual, în efectiv de 80 de capete, avem o suprafață de 160 de hectare, care le administrăm, le lucrăm și le asigurăm atât fibroasele cât și concentratele pentru toată perioada anuale. Deci, pentru un an de zile avem suficientă bază furajeră și reușim să ne acoperim necesarul de furajer.